Dă-mi înaintea Domnului pe fratele Moraru să citească cuvântul care este destinat în această seară. După citire, ne vom ocupa locul. Vă rog să deschidem cuvântul Domnului în ultima carte, în Apocalipsa, ultimul capitol, versetul 12. Pagina 1223. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Amin. Vă rog să vă reașezați. Am rugăminte că să mă ajute și frații care sunt la îndemână acolo să punem pe care cor, dar decât o învesc, să putem să înțelegem în seara aceasta. Dar înainte de a vorbi din Cuvântul lui Dumnezeu, credeam că stau undeva acolo jos, ascuns printre vase pe acolo și voi scăpa în seara aceasta, dar văd că n-am avut nicio șansă. Un pastor, într-o împrejurare, a stat de vorbă cu cineva, un frate din biserică, și a zis, frate, ca să poți să predici Cuvântul lui Dumnezeu 10-15 minute, cât timp îți trebuie ca să te pregătești? Și fratele respectiv a spus, în vreo 2-3 săptămâni. Oh, așa mult? Da. Dacă se poți să predici 20 sau până la 30 de minute, asta mi-ar trebui face cam vreo lună de zi. Dacă să predici o oră, hai să-mi gata. Frașii și surori, eu nu sunt gata în seara aceasta ca să predic nu știu cât de mult, pentru că nu am chemarea aceasta. Spuneam și fratele Venus și pe unde mă duceam că Dumnezeu, vedeți la o mașină, mașina are 4 roți pe care circulă mașina, dar mai are o roată. Și dacă nu ai roată de rezervă, este problemă. Tragi pe dreapta și stai rău. Și am spus, sunt roata de rezervă și întotdeauna când e nevoie, stau la îndemâna Domnului și cred că Dumnezeu ne va vorbi și în seara aceasta. Nu știu câți vă rugați pentru mine în seara aceasta, profesorilor. Dacă toată biserica se roagă pentru mine în seara aceasta, cred că Dumnezeu mă va întări, mă da putere. Am și emoții, sunt și slăbit așa, dar nădăjduiesc că Dumnezeu va fi acela care va pune în voi un duc de rugăciune, să vă rugați pentru cei care vin aici, care sufletesc înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. M-am bucurat așa de mult aseară aici în biserică și m-am dus impresionat de faptul că Dumnezeu, nu numai în România, Dumnezeu este și aici și în Spania. Și m-am bucurat așa de mult pentru harul care l-a revărsat Dumnezeu peste biserică. Spunea fratele Viorel, fratele pastor, am avut să predic în seara aceasta, dar planul Domnului a fost asta să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Deci poate n-ar fi rău nici în seara aceasta, chiar dacă nu s-ar predica și ne-am rugat să pună Domnul un duc de rugăciune, să fim așa împlătărați, împocați, să strigăm către Dumnezeu, pentru că mult bine ne-a făcut Dumnezeu anul acesta, frate și surori. Trei zile mai sunt în anul 2014 și parcă facem așa o lucrare de rutină, frate și surori, și la finele anului sau la început de an venim înaintea Domnului și venim cu juruință și Doamne, dacă mă binecuvintez și anul acesta, voi fi mai aproape de tine, te voi sluji mai mult, voi sta la îndemâna ta, nu voi lipsi la biserică, voi fi la rugăciuni, la părtășie și mă voi implica în toate lucrurile. Și facem promisiuni. Probabil alții care ați venit din România în coace ați zis, Doamne, dacă eu plec în Spania și dacă mă vei binecuvânta, îți voi da a 10-a parte din tot ce ia, ce mi-ai dat. Și poate n-ai făcut-o. Și n-am făcut-o nici eu. Suntem responsabili pentru Dumnezeu și iar începem un an și iar revenim înaintea Domnului cu promisiuni. Și cu juruință, frate și surori. Și Domnul a zis, și îi place Domnului să facem juruință, dar să își împlinim
Zic, Doamne, binecuvintează-ne și ajută-ne. Dacă promitem Domnului că facem ceva, să facem. Așa-i face Domnul, să facem juruință, cât de multe să facem. Și să le împlinim. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Doamne, dacă mă vei binecuvânta financiar în anul acesta, o să am grijă și de cei care, probabil, n-au ce să mănânce. Mă voi grijă de cei care sunt orfani, de cei care au nevoie de ajutorul. Și ajutorul vine de la Domnul, frate și surori, dar de multe ori trebuie ca să ne implicăm și noi în lucrarea aceasta. Dar nu vreau să mă ocup de lucrul acesta. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, frate și surori, vreau să vorbesc despre altceva. Vreau să vorbesc despre răsplătirile Domnului. Și vreau să vă fac curios în seara aceasta să vedeți cum ne răsplătește Dumnezeu pe toți, pe cei care slujim Domnului, să vii să fie Domnul. Spunea omului Dumnezeu, Apostolul Petru, într-o împrejurare, Domne, noi am lăsat totul. Ce răsplată vom avea? Petru era interesat de lucrul acesta. Domne, noi te-am urmat și am fost cu tine și am fost lângă tine. Dar ce răsplată vom avea? Și Domnul le spune, aici veți avea însoțit frați și surori și dincolo viață veșnică, slăviți să fie Domnul. Amin. Mi-a binecuvântat Dumnezeu, frați și surori, cu frați și surori, și mi-a asigurat mântuirea sufletelor noastre, adică viață dincolo în veșnicie. Haideți să vedem una dintre răsplătiri pe care o va face Dumnezeu. Să deschidem în, dacă se poate afișa în Evrei, capitolul 13, versetul 2. Domnul să ne binecuvinteze, frați și surori, să putem să facem ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe cine. Pe îngeri, frați și surori, iată, Dumnezeu ne cere ca să fim ospitalieri, să fim oameni ospitalieri cu cei care au nevoie de lucrul acesta. Și să mai citim un cuvânt din Roman, din capitolul 12, versetul 13. Ospitalitatea va fi răsplătită de Dumnezeu. Cei care fac lucrul acesta, Dumnezeu îi va răsplăti. Slăvit să fie Domnul! Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți. Putem să spunem în seara aceasta, Doamne, binecuvintează-ne și ajută-ne să fim așa, să fim primitori de oaspeți, să fim ospitalieri. Apoi, frate și surori, aș dori ca să mergem în cuvântul Domnului în Cartea Evreilor, în capitolul 6. O să citim aici, să citim un verset. Evrei, capitolul 6, versetul 10. Să vedem ce ne spune cuvântul Domnului aici. Evrei, capitolul 6, versetul 10. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Frate și surori, vreau să vă spun că Dumnezeu nu uită ceea ce facem noi pentru Dumnezeu. Dacă întindem o mână, dacă facem ceva, Dumnezeu nu uită osteneala noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze să înțelegem lucrul acesta. Să mai citim Galateni, capitolul 6, versetul 10. Niciodată Dumnezeu nu uită, frați și surori, dacă facem un lucru și îl facem pentru Dumnezeu, Dumnezeu ne răsplătește pentru tot ceea ce facem. Așadar, cât avem prilejul, frați și surori, să facem bine la toți, dar
mai ales, fraților, în credință. Să ne binecuvinteze Domnul profesorii, ca să putem să beneficiem de răsplătire, când Domnul ne învață să facem bine la toți oamenii. Sau cu alte cuvinte, cum spune cuvântul Domnului în altă parte, trăiți în pace cu toți oamenii și Dumnezeu Părintele va fi cu voi. Slăviți să fie Domnul! Un alt lucru, frate și surori, îl găsim. Sufletele ajutate în credință vor fi lauda noastră. Îl găsim scris cuvântul acesta în 2 Corinteni, nu mai afișăm. 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 14. Sufletele ajutate în credință vor fi lauda noastră, slăvit să fie Domnul. Să deschidem în Isaia, capitolul 58, versetul 7 la 10, să vedem o altă răsplătire foarte importantă, până se găsește versetul acesta, Isaia 58, 7 la 10. Aici este vorba, frate și surori, despre purtarea de grijă a celor ce sunt în nevoie. Purtarea de grijă a celor ce sunt în nevoie. Împarte-ți pâinea cu cel plământ și adun casa ta pe nenorociți și fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Mai departe, atunci lumina ta va răsări ca sorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Versetul 9. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El vrea să zice, iată-mă. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, versetul 10, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întregime și întuneritul tău va fi ca ziua la miaza mare. Versetul 11. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere, mădularele mortale, vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu se apusă bine să fie Domnul. Binecuvântat să fie numele Domnului, frate și surori. Iată că Domnul Iisus răsplătește pe cei care își aruncă pâinea unde. Aruncă-ți pâinea pe ape. Au fost vreme, frate și surori, nu v-am spus lucrul acesta, fiecare avem o chemare înaintea lui Dumnezeu. Nu știu dacă sunteți conștienți de faptul acesta, că fiecare are o chemare înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a chemat și te-a chemat pe fiecare în lucrare. În casa Domnului trebuie să fie șomer, frate și surori. Lucrarea în care m-a chemat Dumnezeu, frate și surori, nu este aceasta de a predica Evanghelia, dar o fac că sunt nevoit și de multe ori nu are cine să o facă și trebuie să o facă. Și folosim rota de rezervă. Dar vreau să vă spun, Dumnezeu mi-a încredințat o altă lucrare. M-am ocupat cu cei nevoiași, cu cei săraci, cu cei care erau în necazuri, în probleme, vizite familiale, spitalele prin Bistrița, le luam la rând, vizite prin spitale, pe abonat. Asta mi-a fost chemare. Și mă simțeam așa de bine, am luat pe o frate cu mine și am fost într-o vizită la o soră care avea cancer în metastază, în ultima fază. Și m-a întrebat când am ajuns la scara blocului. Zice, frate, miroase în casa respectivă? Zic, nu puțin. Zic, miroase tare. Zice, nu pot să vin. Stai aici. Și am intrat acolo. Mă simțeam bine. Nu oricine are chemarea aceasta, frate și surori. Ca să poți să stai lângă un om care este necaz, care este în durere și care este măcinat de cancer și este în putrefacție. Am întâlnit tot felul de situații și Dumnezeu m-a dat harul acesta ca să mă ocup de situația aceasta, deși nu a fost ușor într-o biserică de vreo 100 de membri și aproximativ 1600 de tineri, de copii, o biserică mare și m-am ocupat de lucrarea aceasta și
am făcut-o cu responsabilitate și cu dragoste și am făcut-o cu plăcere. Că dacă nu-ți place să faci un lucru sau nu ai chemare respectivă, deja mă face să fac. Și vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu, dar nu am făcut eu. Eu n-am făcut nimic. Că dacă Dumnezeu nu-mi dădea putere ca să fac lucrarea aceasta, eu nu puteam să fac. Dar Dumnezeu este Cel care ne întărește și ne dă putere ca să putem să lucrăm pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Unul este mână, unul este picior, unul este ochi. În biserică toți sunt trupul lui Hristos, toți împreună suntem mădulare și toți lucrători împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem fiecare responsabilitatea și chemarea la care am fost chemat să slujim Domnului. Un lucru așa de mic, cu alte răspătiri, frate și surori, o găsim în Matei, capitolul 10, versetul 42. Un lucru foarte mic și probabil că îl vedeți foarte de însemnat, este vorba despre paharul cu apă rece. Dacă dai un pahar de rece, un pahar de apă rece cuiva și spune cu Domnului, și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece, unuia din acești micuți, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu își va pierde ce? Răsplată. Răsplată? Să dai un pahar de apă? Mă uit unde locuiesc eu acolo, vin oamenii acolo la câmp și lucrează la hotar, osteniți, pe la fân, pe la, știți că care ați venit de pe la țară, sau la ogorul undeva și îi vedeam cum curgeau apă pe ei și mă duceam la fântână sau mă duceam la o sticlă de apă minerală din frigider sau ceva și mă duceam și erau oameni pe care, oameni vânsați și să miram. Și, dar cum te-ai venit? E bine, frate și surori, să știm să dăm un pahar de apă rece. Dumnezeu răsplătește și paharul acesta. Străviți să vă dorim. Este o răsplată, frate și surori, o răsplătire pe care o dă Domnul. O altă răsplătire, frate și surori, vreau să vă spun, o găsim în 2 Petru, capitolul 2, versetul 1. 2 Petru, capitolul 2, versetul 1. Dumnezeu va răsplăti și pe prorocii mincinoși. Dumnezeu va răsplăti chiar și prorocii mincinoși. Aici nu este cazul de dumneavoastră. M-am bucurat aseară de lucrările care le-am auzit aici. Dumnezeu are proroci prin care vorbește și spune cuvântul Domnului că acolo, în biserică, unde nu sunt descoperiri, dar nu ordinare, din alea dumnezeiești, poporul este fără frâu. Și mă bucur că aici, în Girona, sunt oameni ale Dumnezeu, prin care Dumnezeu vorbește. Spune cuvântul Domnului, 2 Petru, capitolul 2, versetul 1, în norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe puriști erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare veșnică. Frașesilor, auziți care este răsplătirea prorocilor mincinoși? O să vedem și răsplătirea învățătorilor mincinoși, o pierzare veșnică. Dumnezeu să ne păzească, frașesilor, să putem să stăm la îndemâna Domnului, ca Dumnezeu să vorbească prin gurile noastre și tot ceea ce face Domnul să fie pentru slavă și pentru gloria Lui, slăvită pe Domnul. Să deschidem în Matei, în capitolul 24, versetul 45. Dumnezeu va răsplăti pe cei ce aduc învățături străine, frate și surori. Dumnezeu va răsplăti pe cei care aduc învățături străine. Sigur, o să mă folosesc de un singur verset aici, pentru că vreau să fiu mai operativ în seara aceasta și chiar dacă va mai rămâne loc, nicio problemă. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Drept răspuns, Iisus i-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Versetul 5. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Și spune cuvântul Domnului, iată că în vremurile din urmă
oamenii nu vor putea să supere, în Timotei găsim lucrul acesta, oamenii nu vor putea să supere învățătura sănătoasă, își vor da învățători după poftele lor. Iată ce fac oamenii, aduc învățături străine, aduc învățători după poftele oamenilor și acolo unde sunt învățături străine, biserica ce face? Să destrame. Dar aici, în Girona, Dumnezeu vă binecuvântat, frați și surori, ca biserica Domnului să se adune, să se umple și am înțeles că biserica din Girona se înmulțește tot mai mult. De ce? Frați și surori, o binecuvântat Dumnezeu biserica din Girona. Vineri l-am sunat pe fratele Sandu Bor, în Rocheta. El mi-a fost pastor unde slujesc, în zona respectivă. Acum el pastorește, este, am înțeles că a fost ales ca președinte peste comunitatea pentecostală de aici, din Spania. Și am stat de vorbă cu el și l-am întrebat, frate Sandu, spune-mi cum merg lucrurile la voi. Dar unde ești? Zic, eu sunt în Girona. Mă bucur acolo cu frații în biserică și văd că lucrarea Domnului propășește. Zice, ceea ce îmi spui, zice, mă face invidios, că de la mine au plecat din biserică vreo 100 și ceva de membri din biserică, au plecat în alte lucruri în lumea aceasta, în Germania, în Austria, pentru că n-au de lucru. Și nu știu la dumneavoastră aici dacă sunt oameni care nu au locuri de muncă. Dar chiar dacă sunt, eu cred că în general, Dumnezeu a binecuvântat pe toți cu locuri de muncă și biserica din Girona este o biserică binecuvântată de Domnul. Și pentru aceasta trebuie să-i mulțumiți lui Dumnezeu. Acum, la final de an, să-i mulțumiți lui Dumnezeu că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos Domnul. Slăviți să fie Domnul! Frații și surori, mergem mai departe. Ar vrea să vedem acum care este natura răsplătirilor. Știți, Dumnezeu a pregătit pentru noi, spune Apostolul Pavel, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, dar de acum așteaptă cununa pe care mi-o va da-o Domnul. Și nu numai mie, ci tuturor celor care vor fi păzit credința, venirea Domnului Iisus, slăvit să fie Domnul. Pentru toți este valabilă o cunună, frate și surori, dar să vedem, sunt mai multe cununi, să vedem pentru cine le-a pregătit Dumnezeu. Nu? Este foarte interesant. O sunteți curioși să vedeți ce cunună veți purta când veți ajunge dincolo, frate și surori. Haideți să vedem prima cunună. Prima cunună este cununa nevestejită a slavei. Asta o găsim în 1 Corinteni 9:25, nu mai căutați. Această cunună, frați și surori, este pentru cei care s-au înfrânat. Cununa slavei este pentru cei care s-au înfrânat. Cu alte cuvinte, pentru cei care au frână. Știți ce se întâmplă? Dacă nu avem frână, facem accidente și dacă nu avem frână, spune că modularul acesta este un modular micos, a prins o pădure cu el, dar trebuie înfrânat de multe ori și modularul acesta. Și Domnul să ne binecuvânteze, frați și surori, să fim oameni înțelepți, să știm să ne înfrânăm, să avem frână. A doua cunună, frați și surori, este cununa neprihănirii. Oare pentru cine au pregătit Domnul cununa aceasta neprihănirii? O găsim în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 78. Această cunună este pentru cei ce au păzit credința. Pentru cei ce au păzit credința. Domnul să ne binecuvânteze, frați și surori, să păzim credința aceasta ca să putem să beneficiem de cununa aceasta. Asta este pentru cei care păzesc credința. O a treia cunună, frați și surori, este cununa bucurie. Asta o găsim în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 19 și 20. Această cunună bucurie este pentru cei care au adus oameni la mântuire. Slăviți să fie Domnul! Frumos, nu? Oameni care au adus, frați care au adus oameni la mântuire. Să fac evanghelizări, să-mi devorbă cu mulți oameni și la urmă ne vom bucura fiecare câți snopi am adunat. Și vom vedea atunci. Vom vedea atunci când vom fi în Împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute și în lucrarea aceasta, frate și surori,
să le spunem oamenilor despre mântuire și dacă sunt în locul acesta prieteni care au venit și sunt în casa lui Dumnezeu, mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei, să știți că nu se gata cu unile, Dumnezeu o pregătit cu un pentru toți. Toți cei care sunt în Domnul, la fiecare Dumnezeu îi va așeza o cunună pentru slujire care au făcut-o înaintea lui Dumnezeu. Și pentru dumneavoastră, pentru voi, Dumnezeu va pregăti o cunună. Și Domnul să vă ajute să puteți să încheiați legământ, Domnul să beneficiați și voi de cununa aceasta. Apoi, frați și surori, 1 Petru, capitolul 5, versetul 2-4, cununa slavei. Oare pentru cine a pregătit Dumnezeu această cunună? Cununa slavei. Asta a pregătit-o Dumnezeu pentru frații pastori. Pentru frații pastori. Spune cuvântul Domnului, s-o și-a afișat acolo, spune cuvântul Domnului, păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșa, ci cu lepădare de sine. Dumnezeu să binecuvinteze, frate și soror, toți păstorii. Mi-a pus Dumnezeu pe inimă, probabil, la încheiere, când o să mă întorc în România, asta va fi data de 11, ultima duminică. Probabil că o să vă mulțumesc atunci și o să am un cuvânt. A treia zi când am venit în Spania, noaptea, Dumnezeu mi-a dat un cuvânt pentru biserică, pentru voi. Și la momentul potrivit, atunci, o să vă spun despre ce este vorba. Un mesaj foarte scurt, probabil de 5 minute. Și Domnul să devină frumos, dar poate la vremea lor. Apoi o altă cunună, frate și surori, o găsim în Iacob, în capitolul 1, versetul 12. Cunună vieții. Ferice de cel ce rabdă ispida. Frate și surori, aveți ispide. Aveți? Rog pe fratele să caute două versete cu care mă duc și asta o să fie finalul din seara aceasta. 2 Cronici, capitolul 15, versetul 7, și apoi 1 Corinteni, 15:58. 2 Cronici, capitolul 15, versetul 7. Cununa vieții este pentru cel care rabdă ispita. Slăvit să fie Domnul! Domnul să ne binecuvânteze, frați și surori, să putem să răbdăm. Răbdând, vom avea biruință în numele Domnului, slăviți să fie Domnul. Voi tare întăriți-vă și nu vă lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Slăviți să fie Domnul. Și apoi, 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58, cu care încheiem în seara aceasta. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58. De aceea, preiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.